da? Ele au o eficiență redusă. Da? Și mare parte din căldură, da, este evacuată. Mare parte din căldură este evacuată sub forma gazelor de ardere, da? Căldura gazelor de ardere este trecută cu forțat prin aceste recuperatoare, da? Ele funcționează pe sistemul, deci aer-apă. Ele au niște un fel de rețea de conducte, da, interioare în care se găsește apa. Gazele de ardere trec prin niște orificii și încălzesc această apă. Și atunci căldura gazelor de ardere este preluată de apa din rețeaua de conducte care se găsește în acest recuperator.